pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Cinstita preoțime și ceandru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Bine credincios în popor român de pretutindeni, pentru făcutătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, țara noastră, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc între însele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Până întocmirea Mântuitorului pentru veșurarea roadelor pământului, pentru vremuri paștice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se vrușesc la zidirea catedralei Ucrinianului, slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea prea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, și ne păzește pre noi, Dumnezeule, Harul Te miri, Gloriește! Sfânta Prată, prea binecuvântată, mărită asupra noastră, pe Dumnezeu născătoare și pururea veșoară, Maria, toți Sfinții să o pomeni. Sfântă Născătoare de Dumnezeu,
acum și pururea, și în vecii vecilor. Dumnezeu, 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 D
Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Și
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Amen.
lucrează în lumea aceasta, pe care a zidit-o dreapta ta și eu. Binecuvintează pe ea. Dreapta ta și eu, binecuvintează pe ea. Pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David,
care s-au adunat cu noi, în timpul cât a fost între noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care s-au înălțat de la noi, să fie împreună cu noi, martor al învierii noi. Și-au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustos, și pe Matia, și rugându-se au zis, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia noi l-ai ales, ca să ia locul acestei slujiri și al apostoliei, din care Iuda căzut ca să meargă în locul lui. Și-au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia. Și s-a socotit împreună. Aleluia, aleluia, aleluia. Binecuvântat, preasfințită Stăpâne, pe binevestitorule Sfântului Apostol și Evanghelie. Dea ție cuvânt cu putere multă, celui ce bine vestești spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu. Domnul nostru, Iisus Hristos, să fie mie după cuvântul vostru în pace. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie cea de la Ioan citire. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la el iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe, cine ești tu? Și el a mărturit.
mărturisit și nu a tăgăduit. Am mărturisit, nu sunt eu Hristos. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și a zis el, nu sunt. Ești tu prorocul? Și a răspuns, nu. Deci i-a zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine? Și trimiși erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis, de ce botezi, deci, dacă tu nu ești Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu rea încălțămintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de unde boteza Ioan. Pace ție celui ce vine ai vesti. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, tu, Stăpâniturile, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm, ți-a auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Prin noi, Dumnezeu.
ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romanii, diaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus, fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare. Deoarece în inima în care se lășluiește pacea nu mai este vrajbă, și iubire de stăpânire, și har și mângâierea Duhului Sfânt și iubire de Dumnezeu și de oameni. Pentru aceasta, cu smerenie, ne rugăm ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni și în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare cele bineplăcute bunătății tale. Rugăm-ne ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne!
catedrala aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei care cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Thank you.
iertați-ne fraților și surorilor în Domnul. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvânteze. Ridicați mâinile voastre spre cele sfinte, binecuvântați pe toată mirea voastră să pomenească Domnul Dumnezeu, în aminăția sa atât de iaconiile și preoțiile voastre să le pomenească. Familiile lor și credincioșii pe care îi păstoresc, tâi stătătorii mănăstirilor copștea lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Fericiți și pururea pomeniții ctitori și întemeitori Sfintei Catedrale acesteia, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, pe toți ctitorii sfintelor noastre mănăstiri și biserici, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Eu sunt cel Arhieria voastră să pomenească Domnul Dumnezeu într-un Arhiepiscopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu
pentru împărăția ta. Amin. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția ta. Toate câmpurile de luptă pentru întregirea țării și slava Sfintei noastre Biserici. Și pe toți ostași eroi căzuți în acest război cumplit și nedrept, nespovediți, neîmpărtășiți și nepregătiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Domnul să cerbe.
milostivă de la Domnul să cerem. Doamne, Doamne, vieții noastre, cu pace și într-o pocăință o săvârșit, sfârșit creștinesc, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și iarăși va să vină cu slavă
să judece vii și morții, a cărui împărăție și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, săbornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pacea o aduce. Mila păcii, jertfa laude. Harul Domnului nostru, Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău să avem inimile. Avem plătere
fiule meu, alege cele-i noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate.
Doamne, pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, preasfințitul părinte Timotei Sădmăreanu și pe toți membrii Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române, pe care îi dăruiește Sfintelor tale Biserici, în pace, întreși, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul părintele nostru Iustin, episcopul Maramureșului Sărmarului, pe care dăruiește Sfintilor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. A cântat prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitor vecilor. Amin.
că Tăul Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Să se risipească vrăjmașii.